Programare în Scratch, partea a treia. Structura alternativă sau decizională permite alegerea între două instrucțiuni în urma evaluării unei condiții ce poate fi adevărată sau falsă. Iată blocurile din categoria operator ce permit implementarea unei condiții. Blocul mai mare strict, mai mic strict, egal și sau nu conține. În exemplul din imagine, condiția expresie 1 mai mare strict decât expresie 2 are valoarea true, adevărat, dacă valoarea expresie 1 este mai mare decât valoarea expresie 2 și valoarea false în caz contrar. Altfel spus, în cazul în care condiția are valoarea adevărat, atunci urmează să se execute instrucțiune 1, altfel instrucțiune 2. Blocul asociat structurii alternative sau decizionale este blocul dacă atunci altfel din categoria control. Exemplul 1. Scrieți un program care realizează următorul joc. Computerul generează automat un număr oarecare cu valoarea cuprinsă între 1 și 10, iar utilizatorul va încerca să descopere numărul astfel ales. Pentru aceasta, utilizatorul va transmite programului de la tastatură varianta de răspuns proprie. Dacă jucătorul a ghicit numărul, atunci pe ecran trebuie să apară mesajul felicitări. Altfel, pe ecran trebuie să apară mesajul mai încearcă. În schema logică din imagine, condiția care decide rezultatul este răspuns egal număr. Rezolvare. Variabilele număr și răspuns nu sunt vizibile întrucât acele casete de selectare au fost debifate. Considerații teoretice. Observație. Dacă una dintre ramurile structurii alternative lipsește, folosim blocul dacă atunci din categoria control. Exemplul 2. Scrieți un program care afișează mesajul este divizibil cu 3 dacă restul împărțirii la 3 al unui număr oarecare n citit de la tastatură este 0. Rezolvare. De această dată, dorim ca variabila n să fie vizibilă pe scena Scratch, iar din categoria operatori, pentru calculul restului împărțirii, am ales operatorul mod. În schema logică din imagine, condiția structurii decizionale este restul împărțirii numărului n oarecare citit de la tastatură trebuie să fie egal cu 0 și atunci pe ecran se va afișa mesajul este divizibil cu 3. Tema pentru acasă. Scrieți un program care afișează mesajul misiune îndeplinită dacă numărul de kilometri parcurși de un elev cu bicicleta depășește valoarea 2 și mesajul încă puțin în caz contrar. Indicație. Se va citi de la tastatură valoarea variabilei număr kilometri. Indicație. Vă mulțumesc!